Am revenit cu a doua parte a emisiunii. Îmi spun colegii din emisie că îl avem prin telefon și pe domnul Ion Rușeț. Am prins în final pe cineva din conducerea Complexului Energetic Oltenia. Bună seara, domnule Rușeț, dacă ne auziți. Bună seara, vă aud. Bună seara, invitațiilor dumneavoastră și telespectatorilor. Nu știu dacă dumneavoastră ați urmărit prima parte a emisiunii noastre, au intervenit persoane care se regăsesc pe acea listă de disponibilizări și care nu îndeplinesc, spun ele, condițiile acelea stabilite pentru a selecta personalul. A fost depistată chiar și o doamnă care este însărcinată și alți angajați mai tinerei, așa, adică mult departe de vârsta de prepensionare. Nu mai au 2 ani până la pensie, au mult mai mulți. În cele din urmă, cum au fost selectate aceste persoane care au fost trimise pe lista asta de disponibilizări, dacă ne puteți spune? Deci nu excludem eventualele greșeli pe care împreună cu partenerii de dialog avem posibilitatea să le corectăm până marți 28 aprilie. Este un prim aspect. În ceea ce privește chestiunile legate de condițiile de pensionare, sigur, noi avem o situație dată de documentele care există la dosarul de personal. Dacă există totuși dezacorduri atât de evidente, am avut și situații de acest gen, când oameni care, colegii noștri care au fost trecuți pe listă, au mers la Casa Județeană de Pensii și au verificat stadiul de cotizare și au venit cu documente de la Casa de Pensii, fie, pe de o parte, unii au venit că îndeplinesc condiții de pensie, alții, dimpotrivă, au venit că îndeplinesc condițiile de pensie mai târziu de 31 decembrie 2017. Vreau să vă anunț că cei care au venit cu asemenea documente de la Casa Județeană de Pensii au fost excluși de pe lista de disponibilizări pe care am prezentat-o astăzi partenerilor sociali. De asemenea, s-ar putea să existe și persoane, sigur, mai tinere, cei care sunt la Crișcani, cei care provin din zona Seciu și nu au optat pentru alt loc de muncă. Sigur, aceste persoane se regăsesc pe lista de dispozitări, cum se regăsesc și voluntarii care, prin acordul propriu, au solicitat să fie incluși în acest program de disponibilizare. Spuneți-mi dacă dintre domnii directori de la Complexul Energetic Oltenia este vreunul pe această listă, pentru că știm, sunt persoane aproape de pensionare sau chiar persoane care au trecut de mult de vârsta pensionării, adică sunt pensionari cu acte în regulă. Deci vă confirm și dacă aveți invitați care au fost astăzi la Îl avem ședință. pe domnul Pârvulescu. Salut, n-am știut că este dânsul. Și eu vă Deci salut. sunt pe listă și domnul director Dițescu, și domnul director Bărbânță, și domnul director Văduva, și domnul director Teodorescu, și primii trei de la Turceni, domnul Teodorescu de la Rovinari, domnul Popescu, șeful minei de la Gotești, deci domnul Deianu, care este șeful serviciului de relații de muncă din cadrul Complexului Energetic Oltenia, deci acești colegi să regăsesc pe această listă. Noi, și în special resursele umane, au încercat și cred eu că au reușit să nu facă greșeli, să, în sensul de a omite pe cineva cu bună știință și dacă sunt greșeli, sigur avem posibilitatea, împreună cu partenerii sociali, până pe 28 să le remediem. Da, eu mă refeream la cei care fac parte din directoratul Complexului Energetic Oltenia, nu dintre foștii directori, dintre foștii șefi sau din Și cei din dumneavoastră știți, teritoriu. și domnul Părbulescu știe, Că sunt pe mandat. membrii directoratului nu au contract individual de muncă. Acest program se adresează celor cu contract individual de muncă. Membrii directoratului au contract de mandat. Este o altă chestiune pe care nu sunt eu înditui să o discut cu dumneavoastră și nu pot discuta cu dumneavoastră, pentru că membrii directoratului au contract de mandat. Contract de mandat care nu este același cu contractul individual de muncă. Nu au practic calitatea de salariați. Dar, domnule Rușeț, de ce nu au fost analizate aceste liste, această listă? De ce nu a fost analizată cu partenerii de dialog social, cei pe care i-ați invocat dumneavoastră, înainte de a fi prezentată?
Și pentru a se evita aceste erori, aceste greșeli. Acum eu înclin să cred spectatorii care v-au sunat că au dreptate. Însă, pe de o parte, primul punct vreau să spun că la nivelul de subunități în această perioadă, listele au fost făcute pe baza criteriilor pe care le-am stabilit împreună și partenerii de dialog de la nivelul subunităților, sindicatele, indiferent de federația la care sunt afiliate aceste sindicate, au avut posibilitatea să discute cu responsabilii din la resurse umane și directorul sau șeful de unitate. Acest lucru s-a întâmplat în marea majoritate a subunităților, este un prim aspect. Al doilea aspect, dați-mi voie până marți, dacă dumneavoastră a sesizat, dacă domnul Pârvulescu, care este membru al Comisiei Mixte Administrației Sindicate, este în studio, sigur, până marți așteptăm toate aceste date, le vom reverifica și vă asigur și pe dumneavoastră, asigur și opinia publică și pe cei care au sesizat acest lucru, că eroile vor fi îndreptate. Da, o să vedem cum vor fi îndreptate ele. Cert este că oamenii care într-adevăr sunt, se regăsesc pe acele liste și neîndreptățit au ajuns acolo, suferă în această perioadă până la îndreptarea erorii pe care o să o facă administrația. Răspunde cineva pentru asta, domnule? Nu este un proces simplu. Un proces de disponibilizare nu este un proces simplu. Este un proces care, sigur, este dureros și pentru companie și pentru oamenii de la resurse umane care trebuie să selecteze, să ia decizii, cum este mult mai dureros pentru cel care este afectat direct de această procedură a concedierii. Dar eu vă asigur că erorile care sunt îndreptățite vor fi remediate. O ultimă întrebare și vă așteptăm aici pentru că ați promis că o să veniți într-o emisiune zilei. Ultima întrebare, domnule Rușeț. Declarați public în urmă cu ceva vreme că dacă dumneavoastră erați sau dacă rămâneați de cealaltă parte, adică la sindicate, ați fi încheiat cu mult mai devreme contractul colectiv de muncă și ați fi obținut niște majorări ale veniturilor salariaților. Păstrați această opinie? Discutam despre lucruri minore, dar în rezerv dreptul când voi fi pentru la dumneavoastră. Pentru angajați nu e un lucru minor, să știți, salariul. Deci îmi rezerv dreptul când voi fi la dumneavoastră în studio să fac comentariul pe această temă. Cred că un comentariu pe această temă este un comentariu de durată și o analiză de durată, care durează probabil mai multe minute și sigur durează mai multe minute. Și să știți că avem răbdare să vă ascultăm chiar și deci prin telefon. Când voi fi la dumneavoastră în studio să facem comentariu pe această temă și sigur putem să facem comentariu pe mai multe teme. Da, momentul de față nu fac comentariu pe această temă. Am înțeles. Atunci vă acordăm acest timp de gândire și vă așteptăm în studio. Domnul Pârvulescu vrea să vă întrebe ceva. Vă rog. Bună seara, domnul Roșeț. Legat de contractul de mandat. Într-adevăr, nimeni nu a spus că cei din directorat au contract din dau de muncă. Dar spuneați dumneavoastră că un proces de restructurare e un proces dureros. Vi se pare moral ca o persoană trecută de mult de vârsta pensionării să rămână chiar pe un post de mandat, iar altele care mai au 2 ani și 6 luni până la pensionare să plece? Prima chestiune. A doua chestiune, două chestiuni scurte. A doua chestiune, nu cred că au fost scăpări acele chestiuni de la Turcien și de la Jilț, pentru că au fost cu predilecție peste 10 salariați membri de sindicat ai sindicatului domnului Gârjoabă. Și astea se vedeau din avion. Domnul Pârvulescu, în primul rând la prima întrebare, n-aș vrea să ocolesc acest subiect. Mă puneți într-o situație extrem de delicată, dar totuși, primul lucru, nu pot să fac niciun fel de comentariu cu privire la competențele pe care le au membrii directoratului. Sunt conducătorii acestei companii. Eu, ca salariat, chiar dacă sunt de nivelul 4 de conducere, nu pot să fac aceste comentarii. Și repet încă o dată, contractul de mandat este contract de mandat, este altceva față de contractul individual de muncă. Sunt alte persoane îndituite să discute și să decidă cu privire la
oportunitate, la moralitate, nu o pot face eu. Cu privire la acest aspect legat de sindicatul domnului Gâljoabă, că mai mulți salariați care sunt membri ai sindicatului condus de domnul Gâljoabă sunt trecuți pe lista de dispunzări, vreau să mă credeți că sunt sincer cu dumneavoastră, nu pot să dau detalii, nu am cunoștințe despre număr, despre persoane, nu am lista în față acum și nu am cunoștințe. Dar dacă există o asemenea situație, sigur, s-a ținut cont de propunerile care au venit de la conducătorii de la aceste subunități și sindicatele au avut posibilitatea, cum ați avut și dumneavoastră, cum au avut și alți colegi, să verifice lista. Nu, eu vorbeam de scăpări. Deci, între ghilimele. Astea nu sunt scăpări. N-aș putea să fac comentarii și să intru, de fapt, aici într-un joc care recunosc că îmi place, dar n-aș vrea să intru în această seară, domnul președinte. Da, spunea domnul Gârjoabă că și fiul dumnealui este pe listă și este tânăr, adică este o altă scăpare a domnilor care au făcut lista. Deci nu cunosc detaliul acestei situații și n-aș putea să o comentez, doamna. Da, vă mulțumim foarte mult că ați intervenit, vă așteptăm, repet aici, la dilemele zilei. O seară bună dumneavoastră, invitațiilor și telespectatorilor. Asemenea. Mulțumim. Asemenea. Haideți să revenim. Domnule Pârvulescu, suferă compania, ne-a spus domnul Rușeț, că suferă compania că a trebuit să facă această listă. Într-adevăr, își asumă și eventuale greșeli, eventuale erori. Dar eu revin cu întrebarea la care nu am primit un răspuns convingător. De ce această listă nu a fost analizată înainte, că sunt, slavă Domnului, mii de angajați în sediile în care sunt, știm, directorii Complexului Energetic Oltenia, care ar fi putut să ia fiecare dosărel în parte. Nu sunt foarte multe. Dacă analizau, nu știu, câte 100 pe zi și tot terminau în două săptămâni această listă. Aici vreau să separ puțin lucrurile. Vă rog. Deci a face o analiză înseamnă a avea date. Prima problemă este aceea că sunt dosare care nu au date complete. Și mă refer la salariații care vin din alte unități. De asta e și suspiciunea salariaților care se găsesc pe acele liste și sunt născuți în 1960 față de colegii dumnealor care sunt născuți anterior și au ocupat tot funcții de în grupa de muncă, de exemplu. Deci conducerea CEO prin Direcția Resurse Umane nu poate să facă această verificare decât dacă solicitau, nu știu cum, la unitățile economice la care salariații fuseseră inițial acele adeverințe și puteau să facă o analiză corectă. În momentul în care nu s-au cerut adeverințe de la acele unități economice, nu se putea face analize decât pe ceea ce exista la dosar de când omul venise în aceste entități care formează actualmente Complexul Energetic Oltenia. A doua chestiune, vorbesc de analize. Eu vă aduc dumneavoastră aminte că chiar managerul general al acestei companii spunea la un moment dat că ce se va face această companie, că pe listele respective vor fi specialiști și într-adevăr sunt specialiști atât din domeniul energetic și din domeniul minier, care este foarte greu să-i formeze. Dar pun și o întrebare. Direcția aceasta de resurse umane condusă în cei 2 ani jumătate, o perioadă îndelungată de domnul Răuț, a făcut vreo prognoză de personal? Pentru că noi anual facem programul acela de pregătire profesională. Și tu, ca și entitate economică, prin Direcția de Resurse Umane, ești obligat ca în orice moment, fiecare loc de muncă, să poți să-l acoperi cu o persoană competentă. Deci domnul Răuț, cât a fost director de resurse umane și ulterior ceilalți domn, doamne, s-a ocupat de cu totul altceva decât de a avea continuitate în activitatea anumitor meserii și funcții deficitare.
Să știți că sunt persoane care trimit mesaje referitoare și la domnul Răuț. Răuț îndeplinește condițiile de pensionare, ne scrie cineva, are 19 agenți de pază în subordine și primește circa 21.000 de lei lunar. Nu știm dacă cifrele sunt într-adevăr unele reale. Nu cred că e real, pentru că eventual putea să primească grila maximă plus eventual ceva sporuri. Dar nu cred că ajunge la nivelul ăsta. Dar în ceea ce îl privește pe domnul Răut, și eu pot să afirm următoarea chestiune. Știm toți că atât miliția, cât și fosta securitate aveau grupa 1 de muncă la timpul respectiv. Domnul Răut s-a activat ca ofițer de securitate, dacă nu mă înșel, cel puțin 8 ani. Dacă i s-ar pune grupa de muncă numai pentru acești 8 ani și ținând cont de vârsta dânsului, și dânsul ar trebui să fie pe lista de disponibilizare. Dar, repet, la fel ca și alți salariați, nici în dosarul domnului Răuț nu există această adeverință. Și de asta nici nu se poate face o analiză corectă. Domnul Răuț, la un moment dat, și-a asumat trecutul, l-a făcut public. Acum o să vedem dacă și dumnealui o să scape de aceste concedieri, pentru că, într-adevăr, are o anumită vârstă. Nu știm dacă îndeplinește sau nu acele condiții. Sincer, eu nu știu vârsta reală a domnului Răuț. Cert e că, la un moment dat, a fost disponibilizat de la Complexul Energetic Oltenia și știm că au existat subiecte de presă, au existat acuze ale unora dintre liderii de sindicat că a beneficiat de plăți compensatorii. Nu e singurul. Mai sunt și alți domni din nou și doamne, angajat companie la care au beneficiat Oltenia și scapă de o nouă disponibilizare. Cu siguranță domnii de la Turceni știu mai bine, poate reușim să luăm legătura, că acum ne este, într-adevăr, ne-ar fi de folos domnul Gârjoabă, dumnealui cunoaște problema, era la vremea respectivă director de resurse umane. Când a fost concediat domnul Răuț, am vrea să știm dacă într-adevăr a primit plățile. A fost domnul Rușescu, putea să-l întrebați pe dumnealui, că și dumnealui a avut legături foarte strânse cu Complexul Energetic Turceni. Dar sunt convins că vă răspundea tot în stilul dumnealui politic, de a nu deranja pe nimeni. Nu, o să ne spună când o să vină aici. Corect. În studio, cu siguranță ne va răspunde la toate întrebările. Îl avem, îmi spun colegii, au reușit să ia legătura cu domnul Gârjoabă. Este Corneliu Gârjoabă, lider al Sindicatului Liberal Salariaților din Complexul Energetic Oltenia. Bună seara din nou, domnule Gârjoabă. Bună seara. Spuneți-mi, vă rog, este adevărat domnul Răuț a primit niște plăți compensatorii ca ulterior să fie reîncadrat la complex și să rămână acolo și iată să scape de o nouă disponibilizare? Da, domnul Răuț este un vânător de compense. Când era director la Turceni, n-a acceptat postul de inginer după ce a fost schimbat din funcție. Am fost obligat să-l concediez pe conform contractului pe concediere individuală. A primit 430 de milioane vechi net din partea complexului. După aceea a dat în judecată complexul. A câștigat la Târgu Jiu, a anulat decizia de concediere, dar el n-a mai dat bani înapoi. După ce l-am angajat, deci n-a mai dat bani înapoi. Complexul a făcut recurs la Craiova, la Curtea de Apel și a câștigat, a admis recursul complexului și trebuia să fie concediat. Norocul lui a fost cu prietenul Ciurel, pentru că l-a angajat pe la Rovina, după aceea la Târgu Jiu și n-a pus în practică decizia Curții de Apel Craiova, care era irevocabilă, definitivă și irevocabilă. Deci trebuia pusă în practică. Și cred, după părerea mea, că are condiții de pensionare, pentru că are peste 10 ani de grupa întâia
Și știți foarte bine care, conform legii pensionării, toți salariații din armată, dreptul lor de pensionare este la 55 de ani. Deci cumulând grupa de muncă, vechimea din armată cu vechimea după aceea din civilie, sigur la 55 de ani avea dreptul de pensionare și are dreptul de pensionare. Dar tovarășul Răut îl va ține, domnul Ciurel îl va ține pe Răut, cum îl ține și acum, la divizia aceea cu grămadă de oameni, numai cu 20 ceva de oameni care au fost preluați de la mine, de la jilți. 20 și ceva de oameni are în subordine domnul Răuț la acea divizie ceva de bază. Ce ne-a mai scris cineva că vreo 19. Deci aici, pe undeva este... Eu am avut 35 la jil, oameni care erau la pază și s-au dus de bună voie, pentru că noi am făcut pazici. Eu i-am făcut verificator documente, le-am păstrat salariile, le-am păstrat demnitatea lor de oameni. Nu ca cum vor să facă ăștia pazici. Da. De altfel, acest om, cred că și acum influențează partea de Râsul Mare din complexul energetic Oltenia. Vreau să-i spun domnul Părvulescu că Medințul nu are cozi de pensionare, este pensionat. Asta pensionat. Ați auzit care a fost explicația domnului? Nu, deci încă o dată, el n-avea voie să fie angajat, nu pentru că contractul individual. Contractul colectiv de muncă al CEO, al complexului, interzicea angajarea pensionarului, a fost angajat privată consilier. Încă un abuz al domnului Ciurel. Nu era cu contract de mandat când a fost angajat. Era interdicție în contractul colectiv de muncă de a angaja pensionar și l-a angajat. Sperăm să avem o explicație și din partea domnului Ciurel. Vă mulțumim mult, domnule Gârjoabă. Deci, încă un protejat, că nu știu dacă funcția pe care o ocupă este cea de director, domnul Răuț, care deci, director, scapă. Pentru că director este șeful, da? Direcție de pază. Deci director este titulatură. Atunci, un alt director care scapă de disponibilizare. Vreau să citesc câteva mesaje pentru că sunt, spuneam, foarte, foarte multe. Directorul Dragu de la Mătăsare are 60, iar muncitorii pleacă la 40. Este o mafie, ne scrie cineva. Un alt mesaj. O întrebare pentru domnul Pârvulescu. Doamna Porumbel se află pe lista de disponibilizați? Este da, prima ce la pensie la 29 trecută. De ani, da. De aia și dumneavoastră are contract de mandat. De aia nu o să performăm, scrie în continuare telespectatorul, că plătim sluci dânsa știe să cumpere energie electrică. Nu, a cumpărat energie știe electrică. Să lucreze cu energia electrică, da. Pentru că are întrerupătoare, a fost explicația tatălui. Da. Familia lui Iovan nu are nicio persoană pe lista de disponibilizări, întreabă cineva. Știu că e atât de mare încât... De ce domnul Ion Răuț nu se află pe listă, deoarece a lucrat foarte mult în securitate și a luat ordonanța la Turceni peste 400 milioane vechi? Ne întreabă cineva. Am discutat ceva mai devreme și a confirmat într-adevăr fostul director de la Resurse Umane. Cu niște chestiuni destul de grave a beneficiat pentru societatea asta. Și sunt convins că dânsul nu a vorbit ca să află în treabă. Sunt convins că are dovezi când a spus chestiunile astea. La subteran ne scrie cineva, sunt oameni care sunt puși pe liste de restructurare, care nu îndeplinesc condițiile de pensionare, având o vârstă de 42 de ani și jumătate și vor rămâne descoperiți fără niciun venit timp de 8 luni și dacă se dau cele 4 și 6 salarii medii brute pe unitate, întreabă cineva. Deci dacă dumnealor de la subteran au acea vârstă, primesc 6 salarii, dar... Să aibă vârsta de pensionare până în 31 decembrie, că dacă nu-i abuz. Deci obligatoriu, deci nu poți să-i pună obligatoriu pe listă pe cei de la subteran decât dacă au vârstă de pensionare în 31 decembrie 2017, cumulată cu vechime în grupa 1. Tot director este încadrat Răuț, mă ajută colegul Aurel Măceșanu, mulțumesc. Mai avem un telespectator pe fir, știu că nu am putut lua toate telefoanele în această seară. Bună seara! Bună seara! Vă rog! Dacă îmi permiteți. Sunteți angajat?
Sunteți angajat al complexului? Am fost și știu foarte bine mineritul. Vă rog. Așa, dacă dar foarte scurt, primul, s-a terminat emisiunea, vă rog. În primul rând, în minerit, sunt M director și sunt foarte mulți care sunt doctori, domne. Sorele, trebuie câte o asistentă la fiecare. A doua chestiune, domnul Părbulescu știe bine, eu așa știu că-ți fac listele astea de disponibilizări, semnate de sindicat și de conducerea subunității, că astea sunt subunități cu carierele, dracu, sucursalele astea energetice. Problema este că dreptate nu o să se facă niciodată. Nu numai în minerit, dar în minerit și energie, în special, este mafia cea mai dracu. Mulțumesc! Vă mulțumim și noi. Într-adevăr, oamenii sunt sceptici, spuneam, pentru că s-a întâmplat. Vedeți, dumnealui spunea următoarea chestiune. Spunea următoarea chestiune, că listele respective ar trebui semnate de administrator de acolo, din zona respectivă, și liderul de sindicat. Păi eu îmi pun întrebarea și o pun foarte mulți lideri din Federația Națională Mine Energie. Cum pot să semneze acele liste dacă nu au garanția pe date că acele liste sunt făcute corect? Și aia sunt cele două tipuri de suspiciuni. De ce unul este și altul nu este? Sau de ce unii nu sunt deloc? Și știți la ce mă refer? Da. Spuneți-mi, vă rog, că nu mai avem timp, s-a scurs foarte repede ediția din această seară. Am avut și foarte multe mesaje și foarte multe... Da, e o problemă destul de delicată. Vă dați seama, vizează 1900, peste 1950 de oameni, 1964 de oameni. Aproape 2000 de... Fiecare încoată se rupe de poziția de salariat, se duce într-o poziție de tranzit în care unii aproape își recuperează veniturile, alții nu și le recuperează, și mă refer la cei care trec dincolo de un an până la vârsta de pensionare, și normal să fie oamenii supărați, revoltați, în special când văd că această restructurare nu se face plecând de la un principiu moral, adică de la vlădică până la o pincă. Toată lumea să fie prinsă în această chestiune. Ce căi aveți dumneavoastră la îndemână? Ce puteți face? Că bănuiesc să sesizați ministerul, să sesizați prefectura, e apă de ploaie. Știți cum? Prefectura nu mai vorbesc. Inclusiv ministerul. Și eu la un moment dat mi-am pus speranțe, minister. Dar cei care conduc în momentul de față compania, părerea mea că sunt peste minister. Și știți la ce mă refer. De ce spuneți asta? Pentru că vedeți și dumneavoastră câte se întâmplă, cum se întâmplă, și sunt o sumedenie de chestiuni întâmplate în ultimul timp care mă fac să spun lucrul ăsta. Și sunt convins că și foarte mulți telespectatori de dumneavoastră cred ceea ce cred și eu. A încercat să retracteze niște declarații făcute vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat la complexul Oltenia. E posibil pentru că altfel, vedeți dumneavoastră, în complexul ăsta energetic s-au întâmplat lucruri care nu sunt tocmai ortodoxe și nu e luată nicio măsură. Asta trebuie să ne-o spună. Nu e făcută nicio analiză. Sunt trimise, sunt făcute diverse sesizări, dar degeaba. Și sunt vizibile. Probabil domnul Rușe spunea înainte următoarea chestie. Dacă era el la sindicate, bine, în stilul dumnealui, nu știu ce obținea. Da, poate îl convingea pe domnul Ciurel să pună în bugetul de venituri și cheltuieli al cost al tonei de cărbune. Mă înțelegeți ce vreau să spun? Da, mărind costul acela, bineînțeles că mărea veniturile, dar intra sub incidența cealaltă. Credeți că aceste disponibilizări vor rezolva problemele complexului energetic Oltenia? Eu spun că nu. Nu se pot rezolva din două considerente. Unu este contextul național, pentru că în plan național guvernul și guvernele care s-au succedat. Dar vorbim de guvernul actual, pentru că mai e un piculeș și face 3 ani de când e la conducerea acestei țări. Deci nu au făcut nimic în a pune în mișcare economia națională. Și vă spun că pe indicatorul de bază al nostru, vorbesc de economie reală, nu de creșteri și descreșteri, cum îi place lui domnul Ponta să le spună. În plan real, consumul de energie, care este un indicator care îți dă ideea de mișcare economică într-o țară,
A scăzut cu 6% în 2013 și cu 2% în 2014. Deci ne ducem în jos. În partea de legislație nu s-a făcut nimic care să ajute acest sector energetic. Se discută de 3 ani de zile de mix energetic, care părerea mea că e singura soluție pentru viitor în a salva energia pe cărbune. La fel nu s-a făcut nimic și nu se va face nimic, pentru că interesele sunt prea mari în această țară ca să se facă ceva. Pe plan local, vedeți și dumneavoastră conducerea managerială în ultimii 2 ani jumătate. Pentru că a fost extraordinar până în decembrie, ca din ianuarie să fie dezastru de pe pământ în CEO. Declarativ foarte bine până în decembrie, ca apoi declarațiile deci de asta să se schimbe spun, de asta și cifrele și spun. Cine, care au ieșit. Cine mai crede că un program de ăsta poate să redreseze această companie? Pentru că nu vedeți că și cifrele care se prezintă când doresc de domnii din companie să prezintă ca să-i favorizeze. Când devin problematice, nu le mai prezintă. Când devin favorabile, le prezintă, dar trunchiat. Ca și cum anul ar ține din octombrie până în februarie, nu din ianuarie până în decembrie. Nu știu dacă ați observat. Să urmăriți prezentarea dumnealor, să vedeți cum fac analize economice dumnealor. Așteptăm și rezultatele care să ne spună cum s-a încheiat anul 2014. Da, o să-l așteptăm cu mare mult interes. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră în această seară. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Jurnalul în câteva momente, numai bine. Rămâneți alături de Tele3.